iertați-mă, care este relevanța pe unde am ieșit eu din minister? Sunt în fața dumneavoastră și o să fiu și de acum în fața dumneavoastră de câte ori sănătatea îmi permite, timpul îmi și vă permite. Nu e nimic de ascuns apropo de munca mea din minister. Nu o să ascund faptul că a fost un moment greu pentru mine. Nu o să ascund lucrul ăsta. A fost un moment greu și nu am vrut să vorbesc despre asta în condițiile în care în fața ministerului aveam ceea ce aveam. Am văzut, abia a doua zi am avut puterea să mă uit la imaginile cu doamna doctor Moldovan. Dumneavoastră vi se pare în regulă ce s-a întâmplat? Vi se pare în regulă ca oameni care nu au furat? Nu există nici cea mai mică suspiciune că eu sau oricare din echipa mea ar fi avut un interes privat, că ar fi făcut ceva lamentabil, ceva detestabil, să fie tratat în felul ăsta? Credeți că oamenii de care avem nevoie în instituțiile publice, credeți că e ușor să-i atragem dacă sunt tratați în felul ăsta? Inclusiv de către partea presei. Ce era așa senzațional la o doamnă doctor care iese din minister și se urcă în mașină? Vi s-a părut firesc, dacă ar fi mama dumneavoastră, sora dumneavoastră, vi s-ar părea în regulă lucrurile astea? V-ați gândit să lucrați în administrația publică? Poate că avem nevoie de oameni buni ca dumneavoastră. Dacă ați merge către administrația publică, v-ar plăcea ca, doar pentru că ați făcut pasul, să vi se spună, v-ați asumat? Nu, nimeni nu-și asumă un șir neterminat, infinit de mizerii. Nimeni nu trebuie să-și asume asta. Trebuie să avem o anumită decență în spațiu public. Cine vedeți în locul dumneavoastră la Ministerul Sănătății? Un om mai bun, sper. Cineva mai bun decât mine. Mai priceput poate și politic, dar sper, și o să fac tot ce pot eu, ca omul acesta să construiască instituția respectivă, să construiască echipe, să facă lucrurile așa încât, după ce pleacă din minister, chiar să rămână ceva în urmă. Indiferent de cum arată imaginea respectivului ministru. De fiecare dată când am văzut la televizor o declarație despre ceva din sănătate, l-am sunat pe premier sau am încercat să vorbesc cu dânsul și am vorbit de multe ori despre lucrul ăsta, încercând să lămuresc mai întâi ce a vrut să spună, apoi pe ce s-a bazat și apoi să spun care este realitatea pe care eu o aveam de la Ministerul Sănătății și din sistem, de la specialiștii cu care mă consultam. Ce am spus mai devreme este că dacă ești liderul unei echipe, asta nu înseamnă, unul, că ai întotdeauna dreptate, nu înseamnă că nu trebuie să te consulți cu specialiștii sau cu cei care poartă responsabilități pe acele domenii. Dacă este ceva de reproșat, acest lucru i-aș reproșa.